La standul Direcției de Cooperare cu Diaspora și Sârbii din regiune a avut loc lansarea a două volume de poezii în limba sârbă ale autorilor din Timișoara, Robert Șerban și Slavomir Gvozdenovici. Este o mică selecție din poezia sa. Vreau să spun că a fost o plăcere și o bucurie să pot să încerc să transpun în limba sârbă această importantă carte a unui poet însemnat în România astăzi, Azbesta lui Robert Șerban, respectiv cartea mea Groznița Severa, Febra Nordului, ne arată într-o altă lumină, arată o altă etapă a poeziei noastre. Și la standul României, ziua de miercuri a avut prefix sârbesc în privința lansării a două volume, și anume cartea O viață dedicată cercetării etnice, volumul magial dedicat profesorului Mihai Milia Radan, și a noului număr al revistei Originations, Ishodișta, realizată în colaborarea cu Universitatea din Niș. Revista a fost înființată cu scopul principal de a se publica în ea rezultatele cercetărilor de teren în cadrul proiectului. Astea sunt temele cele mai importante: lingvistică, etnologie, istorie, sociologie, probleme bisericești. Cu amănunte de la evenimentele amintite, revenim în emisiunea Magazin TV de duminică.